Binecuvântat și slăvit să fie Domnul vecii vecilor. Amin. Și binecuvântat să fiți toți împreună cu familiile dumneavoastră care în această seară sunteți în această părtășie. Să privim în Scripturi sub imperativul cuvintelor învață să te rogi. În Evanghelia după Luca, la capitolul 11, este scris, citez începând cu versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit, când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și în continuare este scris că Domnul i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Din moment ce Domnul a răspuns acestei cereri, înseamnă că a fost o cerere potrivită, legitimă. Repet, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Poate că dintre cei ce mă ascultați, unii vedeți nevoia aceasta. Poate alții credeți că știți să vă rugați și lecția aceasta e de prisos. Eu vă îndemn să nu vă dați cu părerea la început, rămâne la urmă să vă spuneți părerea dacă prin ceea ce voi spune este corect ca să rugăm pe Domnul să ne învețe să ne rugăm sau noi știm să ne rugăm. Aș aduce și un alt argument încă de la început, în favoarea nevoii de a învăța să ne rugăm, citind din Roman, din capitolul 8, unde scrie foarte clar versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Aici există și un aspect particular asupra căruia cred că voi reveni, dar cred că această exprimare, că nu știm cum trebuie să ne rugăm, are și o valoare generală aici în exprimarea apostolului. Aș vrea câteva principii legate de modul în care trebuie să se deruleze rugăciunile noastre, în așa fel încât să fim ascultați. Știți, spune Scriptura în Apocalipsa, că rugăciunile ajung înaintea lui Dumnezeu, citesc din Apocalipsa, din capitolul 5, unde este scris de la versetul 8, despre potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Iar în 8 cu 3 scrie din nou, de cădelniță de aur, s-a dat tămâie multă să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Și îmi place o exprimare a cronicarului din Vechiul Testament referitor la destinația rugăciunilor noastre. În 2 Cronici, capitolul 30, versetul 27, este scris că în vremea prăsnuirii Paștelor, preoții și leviții s-au sculat, au binecuvântat poporul, glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Hai să privim așadar la câteva principii legate de felul în care trebuie să ne rugăm, să ne educăm în a ne ruga, pentru ca să ajungă rugăciunile acolo și de acolo să se întoarcă spre noi cu răspuns. În primul rând, trebuie să învățăm că rugăciunile noastre, toate, sunt adresate lui Dumnezeu. Chiar din rugăciunea Tatăl nostru înțelegem felul în care trebuie începută o rugăciune. Știți ce a învățat Domnul Iisus Hristos pe ucenici, Matei, capitolul 6,
scrie de la versetul 9, iată dar cum trebuie să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri. Și poate ați auzit și dumneavoastră unele rugăciuni care se adresează numai Domnului Iisus. Am auzit eu și am reținut, așa mi-a atras atenția, o rugăciune în care Tatăl nu era pomenit, de parcă n-ar fi. Da, avem drept să ne rugăm și către Domnul Iisus, întâlnim astfel de rugăciuni în Biblie, dar la modul general, rugăciunile noastre se adresează lui Dumnezeu. Așa cum scrie în Psalmul 61. De fapt, de ce lui Dumnezeu? Pentru că numai de la El ne poate veni ceea ce noi avem nevoie, cum zice și Iacob. Orice dar bun și desăvârșit vine de la El. Psalmul 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele. Ia aminte la rugăciunea mea de la capătul pământului, strigă către tine cu inima mânghită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Eu aici văd o definiție indirectă a rugăciunii. Toate lucrurile care noi nu le putem rezolva, le cerem Domnului. În aceeași idee scrie în continuare că tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrășmașului. Din nou, lucruri pe care noi nu le putem face. Așadar, adresăm rugăciunea Dumnezeului nostru, Tatălui nostru ceresc. Pentru că noi aici pe pământ suntem tare neajutorați. Și Dumnezeu așa ne-a creat, încât depindem de El ca pământul de cer. Pământul fără ploaia care se pogoară din cer, cum spune Scriptura, atât de plastic. Fără soare peste tot ceea ce este pe cer, pământul nici n-ar putea să existe ca planetă măcar. Dar ce să mai spun apoi, ca viață, ca vegetație. La fel suntem noi oamenii, comparați cu pământul. Fără cer, n-am exista și n-am avea nimic. Toate ne vin de la Dumnezeu. Am auzit sau am citit undeva, nu mai știu, că un copil dintr-o familie de necredincioși se ducea la o familie de credincioși, erau mai mulți și le plăcea la copii să se joace. Și a văzut că se roagă de fiecare dată. Și a întrebat, de ce vă rugați? Și i-au spus, noi cerem pâinea de la Dumnezeu. S-a dus la tatăl său și i-a zis, copiii vecinului cer pâinea de la Dumnezeu, tu de unde o ai? Și l-a zis, tu n-ai văzut că e de la magazin? Vieții oameni, parcă grâul ar crește în magazin. Da, toate vin de la Dumnezeu. Să-i mulțumim că ne-a dat har, să apelăm la El, să ne audă, acolo în ceruri, mare har. Noi aici pe pământ să ne adresăm celui ce conduce universul întreg. Și în mod deosebit noi, ca și credincioși, îi spunem Tată. Și El să citească așa, în mod analitic, fiecare rugăciune, să ia aminte, cum a spus și Domnul, rogă-te Tatălui tău acolo în odoița ta. Să știm așadar, în primul rând, când învățăm să ne rugăm, cui ne rugăm, de ce ne rugăm, Tatălui de care suntem totalmente dependenți. Într-o a doua idee, să învățăm să ne rugăm, și mă întorc aici la rugăciunea Tatăl nostru, cerând ceea ce avem nevoie. Spunea Domnul că păgânii spun o mulțime de vorbe. Și e important de reținut ce a spus ucenicilor în ideea aceasta înainte de a prezenta textul rugăciunii. Matei 6, versetul 8 și 9. Să nu vă asemănați cu ei, cu păgânii, căci Tatăl vostru știe ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. De sub acest aspect, nu trebuie să-i comunicăm noi lui Dumnezeu ce nevoie avem, El le știe mai bine decât noi. Dar interesant, versetul următor, continuă ideea. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Deci Dumnezeu știe ce ne trebuie, dar ar trebui să știm și noi ce ne trebuie. Pentru că
în versetul unde este scris că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă, se poate înțelege că nu e vorba numai de, de exemplu, de a face Dumnezeu o minune sau o nu face, ci vorba de a conștientiza nevoile noastre așa cum Dumnezeu le vede atât de clar. Și aici mă întorc chiar la textul din Romani, capitolul 8. Pentru că, deși nu știm cum trebuie să ne rugăm adesea, Scriptura ne învață că trebuie să știm. Și de aceea am avut îndemnul și în această seară să vin cu această tematică. Romani 8, de la versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Versetul 27. Și cel ce cercetează inimile știe care este nevoința Duhului, atenție, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Deci a ne ruga după voia lui Dumnezeu înseamnă a cere ceea ce ne este necesar, ceea ce ne trebuie. Și Dumnezeu știe foarte bine ce ne trebuie. Și când ne rugăm, el vede, să spun așa, dacă ceea ce cerem noi în lista prevăzută pentru noi, dacă e spre binele nostru. Noi, ca părinți, știm ce să dăm copiilor noștri, așa e? De drept că uneori ei nu știu ce să ceară. Știu părinții mai bine ca ei. Și se bucură un părinte atunci când copilul cere ceea ce este necesar. Asta în toate domeniile vieții. Să ne dea Bunul Dumnezeu pricepere să înțelegem ce-i potrivit pentru noi. Să nu fim ca și Iacov și Ioan împreună cu Salome, mama lor, care au cerut ceva și Domnul le-a zis, nu știți ce cereți. Să cerem ceea ce trebuie să cerem. Într-o a treia idee, tot în a învăța cum trebuie să ne rugăm, vă îndemn să învățăm să punem în rugăciunile noastre ca prioritare lucrurile spirituale. Observați rugăciunea Tatăl nostru, care este ordinea. Să citim textul din Matei 6. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Știți că asta se strigă într-una în cer. Vie împărăția ta. Iată ce înțelegere corectă a lucrurilor sfinte. Când cerem atâtea pentru împărăția și viața de aici și nu spunem mai întâi vie împărăția ta, asta ar sugera, Doamne, nu știu ce ai în plan. Scrie în Biblie că ai un orar al revenirii tale, dar noi încă avem niște proiecte aici. Apoi, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Iată prioritatea lucrurilor spirituale. Și numai după aceea urmează nevoile noastre de bază ale vieții, pâinea noastră și cea de toate zilele, de noi nouă astăzi. Apoi sunt vizate și relațiile cu semenii, prin iertările reciproce și domeniul luptelor spirituale, al ispitirilor, și se încheie în același ton în care începe, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Rămânând tot cu Scriptura deschisă aici, citesc și din capitolul 6, aici Matei, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Asta trebuie să se vadă și în rugăciunile noastre. Când ne împiedem pe genunchi sau ne rugăm într-o altă poziție, dacă spunem, Doamne, dorește de noi, de nesănătate, de ne păzește, ne păzi, de azi, toate sunt bune, toate sunt necesare, potrivit punctului 2 amintit, se califică să fie rostite în rugăciune. Este importantă ordinea, nu doar ca și cronologia rugăciunii, ca importanță. Viața aceasta să fie de 1000 de ani, nu de 100 ca acum.
și nu poate fi comparată cu veșnicia, dragii mei. De aceea, dacă urmărim rugăciunile apostolului Pavel, din ele rezultă foarte clar prioritizarea lucrurilor spirituale. Hai să vă citesc din Efeseni, din capitolul 1, câteva versete. Să vedeți ce cerea apostolul pentru frățietatea din Efes. 1 cu versetul 15. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este la voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog, să vedem ce. Ca Dumnezeul Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să percepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Observați ce dimensiuni spirituale, celeste, eterne sunt vizate aici. Urmăriți în rugăciunile apostolului și veți vedea că nu cere ceea ce se mai întâmplă că cerem noi după firea pământească. Să luăm, de exemplu, din alte epistole următoare, a Filipenii. Ăștia erau săraci, macedonienii aceia cu sărăcie luci. El era în închisoare. Dar ascultați ce cere. Ce rugăciuni, ce prioritizare. Filipeni 1 cu 8, că-și martoră mi-este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă de Iisus Hristos. Și pentru niște frați așa scumpi, cu ăștia din Filip n-a avut probleme ca și cu cei din Corint. Ce se ruga? Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Iată ce este important, ce trebuie să cerem. Repet, putem cere orice și să plouă în grădină și să ne cumpărăm pantofi dacă nu avem, dar numai după ce am cerut cele de sus, care sunt de o inestimabilă valoare. Altfel, suntem ca niște copii nepricepuți, care cerem desertul înainte de felul întâi și care am putea să cerem lucruri de valoare, dar cerem numai necesități imediate. Dacă ai dat la un copil mic bomboane sau lingouri de aur, ce-ar lua întâi? Bomboane. De ce? Atât îl duce căpușorul. Un om mare, chiar dacă îi plac dulciurile, ar spune, ia strâncoară niște lingouri aici. Și apoi, dacă vrei, îndulcește-mă puțin. Un alt principiu, în aceeași tematică, învață să te rogi. Învață să beneficiezi de aportul Duhului Sfânt în rugăciunile tale. Scriptura spune, citesc din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Ce am spus până aici sunt chestiuni logice pe care noi trebuie să le practicăm atunci când ne rugăm și cu mintea noastră trebuie să cerem întâi lucruri spirituale. Nu spuneam încă de la început să știm cui le cerem, să știm ceea ce este necesar. Astea sunt rugăciuni pe care mintea noastră le elaborează. Idei care au de-a face cu înțelepciunea noastră, cu cunoașterea care o avem. Aceste rugăciuni cu mintea sunt un cerc, e primul cerc al rugăciunilor noastre. Există un al doilea cerc atunci când beneficiem de aportul Duhului Sfânt în rugăciune. Și despre acest cerc extins vă citesc în Efeseni la capitolul 6, unde Apostolul Pavel îndemna în versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul
Rugăciunea cu mintea este una rațională. Ea poate fi mai ordonată sau mai împrăștiată după cum ne este și stilul și temperamentul și nevoia de moment sau obișnuință. Dar rugăciunea prin Duhul, asta ține strict de Duhul. Nu-i vorba de rugăciunea în alte limbi, ci prin Duhul, adică sub călăuzirea Duhului. Așa cum scrie în Fapte că ucenicii spuneau lui Pavel prin Duhul să nu se suie la Ierusalim. Sunt acele rugăciuni și cred că vă amintiți de astfel de cuvinte care v-ați mirat cum le rostiți. Atunci când Domnul ne îndeamnă să ne rugăm pentru o anumită persoană și când ne lăsăm călăuziți, vom cere lucruri care nu le rostim în mod obișnuit în rugăciune. S-ar putea să stăruim, să fim insistenți. De aceea este bine să lăsăm Duhul să ne controleze mintea la rugăciune, cum scrie că în momente critice, de exemplu în anchetă, Duhul Sfânt îți poate da atunci ce să spui. Inspiră Duhul Sfânt pe profeți, de exemplu. Poate cel mai evident caz. Și spun cuvinte în limba maternă și nu le-a trecut prin minte. Sau poate să inspire Domnul pe predicatori și vor spune ceva ce n-au anticipat că vor spune. Cuvinte rostite prin Duhul. Repet, acesta este al doilea cer care extinde cuprinsul area rugăciunilor noastre. Și există un al treilea cer mai extins, despre care am citit și recitesc punctual din 1 Corinteni 14, rugăciunea cu Duhul. 1 Corinteni 14, versetul 14. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Sper că ați reținut și că m-ați înțeles. Deci întâi avem rugăciunea cu mintea, ceea ce raționalitatea noastră ne inspiră. Avem apoi rugăciunile prin Duhul, când suntem inspirați. Ne vine în gând să ne rugăm pentru ceva sau cineva ce n-am anticipat și nu știu, da? Așa ne vin cuvintele, așa curg. Și este o a treia dimensiune a vorbirii în alte limbi, când Duhul, ca și un braț de macara, se extinde pentru diferite nevoi, despre care dacă nu este tălmăcitor și nu avem o percepție la nivel de Duh, nici nu știm că ce ne-a rugat, pentru cine ne-a rugat și ce am cerut. Revin și la Romani capitolul 8, pentru că și cred că și la aceasta se referă textul de aici care spune însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Poate ați întâlnit și astfel de situații când chiar fără cuvinte, Duhul în noi simte o anumită durere pentru ceva, pentru cineva, perceptibilă sau nu. Este o năzuință cunoscută în lumea spirituală, cum scrie aici. O mijlocire. Și am văzut puterea și harul unor mijlociri în alte limbi. Să vă dau un caz. Ca păstor, mai dau telefoane la frați, la surori, să întreb ce fac. Și într-o zi, până la amiază, mai procedat așa, după masă am plecat cu doi frați undeva la o adunare mai departe. Fiind drumul lung, am avut timp să ne rugăm pe drum. Și când am iar rugăciunea, un frate care a dat o tălmăcire mi-a spus, știi pentru ce te-ai rugat? Pentru ce? Exact pentru persoanele pe care le sunase în dimineață, erau niște situații mai speciale. Eu când am vorbit cu ei, mi-a rămas în gând nevoia lor și m-a rugat cu mintea, dar Duhul a considerat că nu-i destul ce am cerut eu cu mintea mea și mi-a suplimentat rugăciunea prin această rugăciune cu Duhul sau această parte, dimensiune superioară a rugăciunii. Trec mai departe. Învață să te rogi
și pentru alții. Și iar mă întorc la rugăciunea Tatăl nostru. Observați, în această rugăciune toate cele cerute sunt la plural. Nu te poți ruga Tatăl meu, că nu așa ne-a învățat Domnul. Ne rugăm Tatăl nostru. Și Tatăl nostru știe doar care sunt nevoile mele, care sunt nevoile noastre, ale tuturora. Oare ne gândim noi când spunem rugăciunea aceasta și la alții? Când spunem pâinea noastră, ne gândim și la masa altora? Când ne rugăm să nu ne ducă Domnul în ispită, ne gândim și la alții care sunt ispitiți? Vă amintiți cum Fiul cel mare și slăvit Domnul Iisus Hristos a rugat pentru Petru, pentru că urma să fie ispitit? Și scrie în Luca 22, cu 31 și 32, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta, îi spunea Domnului Petru. Să ne rugăm și noi pentru alții este foarte important aceasta. Apostolul Pavel îndemna în 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1, să citim, să faceți rugăciuni, cere mijlocit, mulțumiri pentru toți oamenii, începând cu împăratul, conducerea centrală, regională, locală. Versetul 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și aici se are în vedere și principiul care l-am amintit adineauri. Cu prioritizare pe lucrurile spirituale. Ce să cerem pentru toți oamenii? Să vină la cunoștința adevărului. Să fie mântuiți. Să ne rugăm pentru națiunea, pentru localitatea noastră. Nu de mult am auzit sau poate reauzit întâmplarea asta, cu siguranță că sunt mai multe, vă spun o versiune, să o numim așa. Într-o biserică a fost ca o trezire spirituală, au venit mai mulți din lume. Și oarecum slujitorii s-au simțit onorați pentru succesul lor. Dar a murit o soră mai în vârstă acolo care a fost îngrijită de o altă soră. Și sora ce-a îngrijit-o a găsit acolo sub perna ei o listă cu oamenii pentru care se ruga. Și cei veniți din afară se regăseau toți pe lista acelei surori. Foarte important să fim mijlocitori. Mijlocirea este o slujbă sfântă. Domnul Iisus este marele mijlocitor. Duhul Sfânt, v-am citit în Romani 8, că mijlocește. Îngeri, într-un fel, sunt și ei mijlocitori. M-au auzit mesaje clare, punctuale din partea Duhului Sfânt. E o vreme în care pleacă dintre mijlocitori acasă și Domnul vrea să ridice alții. Dar să reținem așadar cum să ne rugăm și pentru alții. Adesea rugându-ne și pentru alții lucrează Domnul pentru noi. Este plăcut lui Dumnezeu să ne rugăm pentru alții, să le vină în ajutor. A ne ruga numai pentru noi înseamnă egoism. Oricum, noi beneficiem dacă Dumnezeu se îndură și de alții. În a doua Corinteni, capitolul 13, este scris, și aici vreau să-i fac o referire la rugăciunea pentru alții în mod preventiv, să nu păcătuiască. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne pot arăta noi înșine și ne primiți, ci ca să faceți ce este bine. Deci iată ce responsabilitate avem. Când zicem, Doamne, să se facă voia ta precum în cer și pe pământ, să fim mâhniți că nu se face voia Domnului pe pământ, chiar dacă noi înșine ne-am face. Pentru că prin rugăciune Domnul vrea să simțim cu alții, să punem suflet pentru cei din jur. Mai departe, să învățăm să ne rugăm cu mulțumire. Sau altfel spus, să dovedim credință în rugăciunile noastre. Și mulțumirea este o dovadă a încrederii că Dumnezeu ne-a ascultat.
Scripturile sunt foarte clare în această privință. Și nu insist asupra temei mulțumirii, că e foarte vastă, doar punctez ce spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 20, idee care se regăsește și în 1 Tesaloniceni 5 cu 18, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Iar textul din Filipeni 4 ne indică de la versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru, aducerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Foarte important asta. Cu mulțumiri. Dacă nu mulțumim, nu doar că nu-i politicos, asta arată neîncrederea noastră, ba chiar mai mult, nerecunoștința noastră față de Dumnezeu, cel de care vă spuneam de la început, că ne vin toate. Ceeași idee apare în Coloseni 4 cu 2, stăruiți în rugăciune. Nu e scris nicăieri că Dumnezeu poate fi obosit prin rugăciunile noastre numai dacă suntem farisei. Dar scrie aici, vegheați în ea cu mulțumiri. Doamne, ajută-ne! Și în felul acesta vom fi plăcuți lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, dar vi le recapitulez mai întâi. Ideile care mi-au fost date ca să învățăm să ne rugăm. Să învățăm să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl, conștienți că suntem total dependenți de El și că toate pot să ne vină numai și numai de la El. În al doilea rând, să învățăm să cerem ceea ce trebuie să cerem, ceea ce este necesar. Dumnezeu se va bucura să vadă maturitatea noastră, că știm ce să cerem. În al treilea rând, spuneam să ne rugăm punând accentul, socotindu-le prioritare pe lucrurile spirituale. Și apoi să cerem toate, cu amănunte și cele pământești. Dacă și pâinea de fiecare zi trebuie cerută, nu o cerem pe o săptămână, cu amănunte. Dar cele spirituale, cele eterne, spune apostolul, că cele ce se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt vernice, sunt mult mai de valoare. În al patrulea rând, să învățăm să beneficiem de aportul Duhului Sfânt în rugăciune și pe lângă rugăciunea cu mintea, să fie rugăciunea prin Duhul și cu Duhul, adică în alte limbi. În al cincilea rând, să învățăm sau să nu uităm să ne rugăm și pentru alții, foarte important. Nu doar rugăciuni comune și la rugăciunea comună fiecare pentru sine, rugăciuni comune să cerem pentru noi ca și comunitate, ca familie, ca frățietate și chiar pentru lumea din jur. În al șaselea rând, spuneam să învățăm să cerem și avem voie să tot cerem, dar să și mulțumim. Cum spune în finalul capitolului 12 în Evrei, să ne arătăm mulțumitor la ce împărăție am primit. Să mulțumim și pentru cele pământești, iar dacă sunt trecătoare, sunt necesare. Și în ultimul rând, să învățăm în rugăciunile noastre, am lăsat asta la urmă, să nu uitați, că rugăciunile trebuie să fie, pe lângă cântare și alte forme de adresare către Dumnezeu, o lucrare prin care îi dăm slavă lui Dumnezeu. Acest capitol al rugăciunii noastre va continua pentru eternitate. De regulă, rugăciunile noastre, când suntem copii, mai mult cerem. Când ne maturizăm și vrem să fim educați și mulțumim. Dar când intrăm în sfera lui Dumnezeu, să vom fi ca cei din cer, în rugăciunile noastre va fi multă laudă pentru Domnul. Ascultați-mă, fără să vă mai citesc din psalm, ne sunt atâtea versete, lăudați pe Domnul. Ce vă citesc din Apocalipsa, ce se întâmplă în cer, ce va urma
Să facem, dragii mei. Atunci când rugăciunile nu vor mai fi duse de îngeri acolo, vom fi noi acolo cu Domnul. Apocalipsa 5, de la versetul 13. Și pe toate făpturile care sunt oriunde în univers, le auziți zicând, acel ce șade pe scaunul domniei și a mielului să fie lauda, primește Domnul lauda de la noi. Cinstea, slava, îi le dăm. Capitolul 7, de asemenea, versetul 12. A Dumnezeu nostru să fie lauda, slava. Și asta a învățat Domnul Iisus, cu asta se încheie rugăciunea. A Domnului să fie și slava, scrie acolo. Mulțumirile, cinstea, sunt astea rugăciunile noastre. Dacă sunt, înseamnă că am învățat să ne rugăm. Eu uneori mă găsesc deficitar, deși mi este atât de clar. Și scrie în Roman, capitolul 1, că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu pentru că nu l-au slăvit și nu i-au mulțumit. Cei din cer o fac fără încetare și noi vrem să ajungem în împărăția cerului și să-L lăudăm neîncetat. Să o facem de acum. Cum spune psalmistul, a răsăritul soarelui apusului fie în numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viac. Și cum scrie în psalmul 145, pe care îl citez în încheiere, rog să observați câtă laudă pentru Dumnezeu aici, așa e și titlul, o cântare de laudă. Te voi înălța, Dumnezeu, împăratul meu, voi binecuvânta numele Tău în veci de veci, în fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Da, și cântarea este o stare, o lucrare prin care dăm laudă Domnului, dar asta trebuie să fie și în rugăciune. Și acum va citi din Apocalipsa. Și mereu și mereu să-L slăvim, să-L binecuvântăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu care merită. Doamne, îți mulțumim că ne dai har să ne rugăm, avem cui, îți mulțumim că ne asculți, învață-ne să ne rugăm ca să fie rugăciunile noastre plăcute înaintea Ta. Evident, felul în care trăim determină ascultarea rugăciunii, dar noi acum am vorbit strict de conținutul rugăciunii și adesea comportamentul nostru este într-o relație directă cu felul în care ne rugăm. Dumnezeu să vă dea har când vă rugați și să vă asculte. Amin.